Într-o duminică dimineața la ora 7 mi-am dat seama că sunt preferați și căutați oamenii ce nu se plâng atât de mult. Sigur, cam toți ne plângem din când în când și avem unele probleme, dileme existențiale și așa mai departe, dar trebuie să realizați și să recunoașteți lucrul acesta că oamenii ce nu se plâng sau se plâng mai puțin sunt preferați în detrimentul celorlalți. Asta nu înseamnă că nu este bine din când în când să spui oful, să spui ce nu-ți convine, ce nu-ți merge și așa mai departe unor prieteni. Însă este bine să spui, nu să te pentru că pe lângă faptul că cei de lângă nu vor fi prea încântați pentru că nu faci decât să le transmiți niște emoții negative cu care mai devreme sau mai târziu, fiindu-ți prieteni, ar trebui să fraternizeze, să vibreze. În momentul în care te plângi, nu faci decât să, nu știu, să zic așa, un exemplu mai bun, să-ți dai cu ciocanul în degete, pac, 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 câte unul, așa. Pentru că mintea ta va reține fix lucrul acesta, sentimentele respective negative, și cu cât vei intra mai tare în postura surghiunitului și a nedreptățitului, cu atât mintea ta va găsi o variantă mai bună de a te pune acolo. Așadar, nu pot să vă recomand decât să zâmbiți, să nu fiți atât de cătrăniți, monocănoși, și veți vedea că mai devreme sau mai târziu lucrurile vor funcționa. Chiar dacă mai apar și unele momente în care, să spunem așa, se spune că toate sunt pe tine, sunt pe capul tău și parcă nimic nu mai dă să iasă bine în final. Vă urez mult succes în direcția asta și pentru a puncta, să zic așa, latura asta pozitivă, la radio, fix când m-am apucat de vlogul ăsta, cânta I'll be there for you, I'll be there for you. Adică partea aceasta de susținere, asta este căutată worldwide, nu varianta de aoleu, am eu nevoie de susținere. Succes în direcția aceasta!